Trebuie să arătăm că mână... De 8 ori mânei cât BC. Cât AB. De 8 ori mânei este cât AB. 8 ori... Da. Deci acum știm că e la mijlocul lui AC și F e la mijlocul lui BT. Știm că e la mijlocul lui B și F la mijlocul lui C, P, un lucru hotărât. Știm. Da, trebuie să scriem mai întâi punctul A și după să ne inspirăm de acolo ca să ne ajute. Că dacă nu uităm pe parcursul problemei. Se redactăm? Punctul A ca după să vedem, ca să ne vedem de ea. E rezolvată polinaritatea. Da, din paralelogram. Deci, panogram. Deci, nu, pentru că este o chestie simpluță. Panogram, de vreau să îndrumătățim. Hai, înainte de a scrie chestia asta, vreau să conducem până la capăt să vedem dacă ne vine în minte ce anume ar trebui folosit. Gândiți-vă. Dar mână e linie mijlocie în triunghiul E prim F. Și aici cu ce se numește? E prim. Da. Măi, nu știu dacă s-au întâlnit ăsta, că eu am dus numai paralel, nu știu dacă s-au întâlnit în același loc. Trebuie să-mi dovedești tu că paralela adusă prin F la BC o tai într-un loc al meu aici, nu știu unde, tu trebuie să o tărești. Iar paralela adusă prin E la AD tai exact în același loc. S-a supărat. Da? S-a supărat? Tot cu paralela nu e punctul ăla, nu comun. Păi da, trebuie să mă convingi. Și atunci aia e F-i paralela. Păi lasă-mă, nu știu dacă se întâlnesc. Tu trebuie să arăți că e vorba de aceeași punct. Toată lumea, băi, fiți atenți că e atât de frumoasă problema și la îndemâna voastră. Nu se ridică la un nivel imposibil. Și nu degeaba E și F sunt mijloacele al demonului. Atenție! Păi F este AB minus BC. F, nu e ăla de sus, domn profesor, e eu din problemă. Eu deci. Da. F este AB minus DC. F este AB minus DC. Da, este o definiție. O teoremă? Da. Care? O definiție. O teoremă. Care? Că diagonalele unui trapez cu... Trapezii isoscel, am impresia. Dacă ai isoscel. O venit. Dar nu este, nu este isoscel. Dacă era isoscel, da, diagonal, erau. Ea are o idee și noi nu... Vă dați să vă de câte ori apare o idee, încercăm să o valorificăm. Deci într-un trapez oarecare, noi așa spunem, trapez oarecare, tu spui că, ducând diagonalele, și considerând în mijloc, e F asta, da? E aici și F aici. Lungimea acestui ar fi asta minus asta. Poate ar merita să... Dintr-un trapez. Da, știu ce vrea să zică ea. Dar nu neapărat să fie isoscel trapez. Oarecare, nu? Are dreptate. Da, are dreptate. Eu mă gândeam la altă parte. Și poate. Deci, e F, poate să arate că e asta minus asta, da? Asta mare minus asta mică. Da. Acum noi să încercăm un pic să vedem dacă... Nu era adiertat. Și pe 2? Diferența lor nu era și pe 2? Eu nu știu. Eu nu memorez nimic. N-am șansa asta. Voi aveți o memorie proaspătă. Și eu deja la mea s-a uzat destul. Nu, uite că l-am. Eu țin de zis cum nu era pe 2. Era semi diferența la dată. Este jumătate din diferența bazelor, era pe 2. Jumătate din diferența bazelor? Adică era pe 2, nu? Așa hai că nu contează, măi, da. Copii, haideți că... O să insistați să vă vedeți voi, dar ca demonstrație, vedeți? Ia uitați-vă la dacă, voi păi dacă uitați. Veți înțelege că nu trebuie să... Exact, memorați ceva. Memoria asta să exact. Așa. Ci să înțelegi de ce vine așa. Uitați, copii. Mă leg de treaba asta și ea taie într-un punct de aici, paralela cu lungimea. Și atunci, în triunghiul, ia A, B, C, D. Deci, în A, B, D, mă opresc în A, B, D, L, F este linie mijlocie. Și linia mijlocie este jumătate din bază. Deci linia mijlocie, RF, este jumătate din AB, da? Și
Și dacă mă duc, în care e cormă? În care e? Mă duc în... Deci o prelungesc până tai în R. Și atunci aș putea să văd pe L-E ca fiind jumătate din de ce. Da? Și bără jumătate din de ce. Folosind aceste lucruri, da, veți vedea că L-F asta se scrie la urmă, când facem calculul, se scrie ca fiind AB minus DC pe 2. Deci ajunge acolo. Dar așa trebuie văzut. Din linia mijlocie care joacă în felul ăsta. Altfel, deci în felul ăsta dați răspunsul corect. Acum, hai să mă întorc la problema. Sigur că lui la mijlocul lui DA și R la mijlocul lui CB. Știți de ce? Pentru că în triunghiul DCA, fiindcă eu e mijlocul lui CA și prelungită paralelă, nu? Pe aici și pe cealaltă la mijloc. De ce procare? Linie mijlocii. La fel și în partea asta. Dar asta vă las pe voi. Ne întoarcem în problema de aici. Aveam un moment de suspans, că paralela adusă prin E la A de eu fi mijlocul lui AC, o taie pe cealaltă dreaptă, pe DC, unde obligatoriu prelungirea aceste o taie? Chiar la mijlocul lui DC. Pentru că ce este așa asta prin mădusă? E mâna asta cu mâna adusă paralel. Asta e dreapta acum am zis să ia. Da? Dreapta A. Deci, paralela dreapta A dusă prin E taie pe DC într-un punct E care este la mijlocul lui DC. Că e linie mijlocie, măi. Pentru că e linie mijlocia. Nu e clar? Dacă am un punct E și duc paralela pe aici, la dreapta, la asta, taie pe acealaltă, la mijloc. Asta am arătat. Asta am spus. Că ducând paralela așa asta, la DA, o taie pe DC la mijloc, pe partea cealaltă. Dreapta B dusă paralel la CB. O taie tot la mijloc. Iată că... Uite punctul fericit. Ăla este momentul când eu acela e tot mijlocul unde se întâlnesc cele două. Paralele. E prim. Da? Acel punct, cum l-am notat, e prim. E prim. Uite, adică ești fericit. Foarte tare. Și acum el zice că mână aia este linie mijlocie în E prim, E F, nu? Da. Mână în E prim, E F. Are el dreptate ce spune? Da, că triunghiul e social, domnul. Da? Triunghiul e social. Triunghiul E prim, E F, E. Este isoscel, ce motivai? Trebuie să dau. Nu știe, da. La se vede un E prim, E prim, E prim. Adică, ce motivai? Despre E prim, F, E prim, F. Asta. Din paralelă cu CB, ea este jumătate din CB. E prim, F. Corect. Pe de altă parte, E prim, E e paralelă cu DA. Cu DB, și jumate. Și jumate, dar este nu sunt egale. Ca jumate să fie egale. E trapezul oarecare. Păi, se observă acolo un romb. E, E prim, E, P, F. E prim, F, P. Nu ne ajută? Pare să fie, după cum spui tu, un romb, ce motive ai? Păi avem pe E concurentul cu PF. Că am demonstrat că D e P, îs coliniare și sunt și congruente și P făcând la fel. Analog. Analog. Și Adi, încă o dată ce spui tu? Că P e cât P F, zice. P, E, este cât cu F. Da.
De ce? De ce? De ce? De ce? Păi ei cât pot fă? Că e la mijloc, o zic domn profesor. Păi eu este mijlocul lui AC, da. Păi mijlocul lui AB, da. E păi paralelă cu CB și este E păi jumătate din CB. Dar cealaltă FP e paralelă cu DA. Și jumătate și din DA cu jumătate. Deci nu pot să spun că sunt astea două congruente. Patru cuvinte, pică ideea că e romb. Romb ar fost paralogramul. Hai că paralogram merge. Pentru că am dus această paralelă, la cine am dus-o noi? La CB, da? Dar CB e paralelă cu DP, pentru că e paralogramul ăsta de aici. Că e paralogram, da, sunt de acord. Dar că e romb, nu știu. Da? Că e paralogram, da, dar că romb nu. Dar între unghiul D, C, P, E, F, este linii mijlocii, da? Între unghiul D, P, C, D, P, C, da? E, F este linii mijlocii. E, F este linii mijlocii, da, sigur că da. Și atunci e jumătate din D, C. E, F e jumătate din D, C. Și M, N, cred că între unghiul E prim, E, F, e tot linii mijlocii. M, N, între unghiul E prim, E, F, este linii mijlocii, putem dovedi. Deci, și el la rândul ei e jumătate din EF. Pentru că ăsta, deci, D, E, F, E prim, D, E, F, E prim, este rom, este paralogram. Da. Și atunci, E, M ăsta, e mijlocul lui E prim, E, analog, în partea asta, N este mijlocul lui E prim, F, deci M, N, este linii mijlocii. Și jumătate și ea din EF. Deci, M, N, dar de două ori mână, de două ori mână, hai să scriem așa, să schițăm, de două ori mână face cât e F. Da, dar e F, e două ori, de ce? Deci... Între unghiul D, P, F, D, P, C. E F, e tot linii mijlocii. E F este? Linii mijlocii în D, P, C. D, P, C. Dar eu aș lua că e linii mijlocii în A, în C, A, B. ACP. A, în ACP. Sau în ACP, că mă duc pe aici jos. Corect, ca să jucăm în jos. Corect, domn profesor. Tot linii mijlocii. Deci, EF. Fiindcă EF e linii mijlocii, EF-ul, de două ori EF-ul face cât AP. Corect. Hai să mulțim cu 2 aici. De două ori EF-ul egal la AP, acum. Deci, de două ori, 2 ori 2 face 4 EM. 2 EF. Bun. Dar de două ori EF face AP. Corect. AP. Bun. Iată că am 4 EM. Egal cu AP. Egal cu AP. Da, AB e formată din... Două bucăți de AB. Două bucăți de AB. Mai mulțim cu 2. Și ia uite cum 8. 8 EM. Egal cu AB. Egal cu AB. Gata, problemă. Și 2 AP înseamnă... E AB. Da? Deci s-a terminat problemă. S-a jucat aici linia mijlocii. Linia mijlocii, corect. Să demonstrăm. Să demonstrăm. Scrie mai repede. Demonstrația. Adică scriem demonstrația, da? Adică, hai să vedem încă o dată. Mai trecem în revistă. Colinearitatea. Facem discuția asta cât privește problema. Colinearitatea este esențială. După aceea, totul s-a desfășurat, a mers foarte bine. Linia pentru mijlocii. Că mână a fost privit ca fiind linia mijlocii în E prim E, F. Iar E, F, din mijlocii în A, C, P, respectiv P, D, B. Și totul merge foarte, foarte simplu. Haideți să vedem asta. No. Cine povestește? Ia să Andrei. Andrei, povestește. 2M negativ. Nu, nu, nu. Nu, asta măi. Nu, nu. Să povestești la început, Andrei. Deci mă interesează de la început când ne-am dorit să vă arătăm colinearitatea P, E, D. Ce am demonstrat? Cu ce am demonstrat? Eu. Prieten. Nu arde așa. Stai cu ce și eu. Mai disciplinat. Mai... Cum arătăm că D, E, P sunt colineare? Tudor poate știi. Le cadrăm în triunghiul NEP. Lasă-mă la jos. Ce presiune faci? De ce nu ai grijă, mă?
Deci, ca să aveți pâie de coliniare. Avem A, D, C, P, paralelogram. A, D, C, P, paralelogram. Acolo e mezul problemei. Și de acolo îl scoateți. Cum ați scris paralelogram? Păi știm că de ce este paralel cu AP. Păi da, de acord. Din ipoteză, că e trapez. Dacă ai arătat că de ce și cât e egal cu AP ca mărime, într-un patrulater în care două laturi opuse sunt paralele și congruente, figura e paralelogram. Cum arăți tu că de ce e cât AP? În ipoteza ai că AB toată e de două ori de ce. Iar pui la mijloc. Deci, dacă urmărim, nu. Ai răbdare, mă. Tu, când te-aș pune în situația lui și altul ceva face prezent, vezi cum e plăcut. Învață de aici. E o chestie frumoasă, colegială de lucru. Așa, da. Noi am zis problema că l-am luat pe AB. Uite, scrie aici. AB este de două ori cât AB e de două ori cât DC. Iar P e la mijloc. Ce mesaj tu ai de aici? Dacă AB toată e de două ori DC și P e la mijloc. Cum este DC cu AB? Și B. Congruent. Congruent e un mare lucru. Dacă asta toată e de două ori cât DC și P e la mijloc, e clar că mesajul este DC este cât AP și cât PB. Și dacă în patrulaterul AP cer D, DC este cât AP și paralele, două laturi opuse se paralele și congruente, figura asta este ce? Paralelogram. Și într-un paralelogram, știm că diagonale sunt jumătățesc. Exact. Deci și DP și cu AC sunt ai undeva la mijloc. Dar la mijloc. Că... Și cum era mijlocul AC, eu îi și pe DP și a terminat problema. Și ai făcut. Da? Analog în paralelogramul celălalt. Vorbești în paralelogramul celălalt, te rog. Andrei sau tot el? Andrei. Pentru a arăta colinearitatea PFC. Andrei, te-ai făcut praf. Deci, parcă n-ai fost... Stai mă, dar eu vorbesc despre matematica în sine. Anul trecut discutam altfel. Dacă n-ai mai lucrat nimic... Hai să vedem om. Dacă am zis analog, înseamnă că ne ducem tot așa în patrulaterul D, P, B, C. În acest patrulater avem P, B. E paralelă cu DC. Îi pare cu DC. Și congruentă. Și când se întâmplă într-un patrulater să avem două laturi opuse, paralele și congruente, el nu are ce face. E paralelogram. Și dacă e paralelogram, urmează cealaltă proprietate echivalentă. Diagonale se jumătățesc. Și cum F a fost la mijlocul lui DB, iar PC este diagonală, F n-are ce face, să află și el pe PC. Da? Și asta înseamnă că sunt coliniare. Și atunci punctele P, F, C sunt coliniare. Tot ce am vorbit acum și am povestit, trebuie să redactăm. Pentru că noi, cu cel cu care discutăm, profesorul, nu putem face decât prin scris. Da? Când el citește, vrea să vadă dacă noi am redactat corect. Și acum, te rog pe tine, tot se vorbește chestia asta. Da? La redactare. Hai, Andrei. Pe Andrei, eu cred, da. Anca, tu ai înțeles? Da. Andrei, te rog. Prima. Deci demonstrație. Să scriu demonstrație, dar nu mai scriu nimic, să știi. Avem că A, B, C, D, trape și A... Ce să vă șterbăm, profesor? Vă șterbă asta? Așa. Aici, frate, da. Deci, zicea. Că A, B este... De două ori. A, B, C, D, trapez, da? A, B, C, D, trapez. Scrie în chestia. Deci demonstrație, da? Da, demonstrație. A, B, C, D, trapez. Ce înseamnă de trapez? Că am deschis gura și am zis trapez, ce am eu repede? Nu, no, nu. Scrie în ipoteză. AB paralelă cu DC.
Păi asta spune. AB paralelă cu DC. Dedesubt mai adaug că tot în ipoteză că AB este de două ori AB, zicem, AB este egală cu de două ori DC. Și mai adăugăm că pe la mijloc, AP este conjugat cu BB. Cu BB. Și din toate astea trei rezultă reau ca B e paralel cu DC. Aș putea spune cum B era pe AB. La mijloc. AB este, cât, este paralel cu DC. Deci avem ca AB e paralel cu DC. Și din astea două, o să vede foarte bine dacă AB tot e de două ori DC și AB cât PP, înseamnă că DC, AB, tot AB, congruentă cu... Congruentă cu DC. Haidea, dacă vorbesc, mai eu nu facem nimic. O, Doamne, ce se întâmplă? Nici nu te mai recunosc. Nici eu. De anul trecut s-a întâmplat o catastrofă cu tine. De păcat. Deci din aceste două lucruri, dacă două laturi opuse sunt paralele și congruente, acolada din ăsta două... Ce rezultă? Hai zice, cine știe că... De două acolo, de două paralele. Deci, D... D-A-P-C. Ziceți clar, copiii. Paralelogram. Aici trebuie să mai conduce. Hai. Obosită numai. Vă văd. Deci, D-A-P-C, paralelogram. Bun. D-A-P-C este paralelogram. Una din proprietățile paralelogramului e asta, Andrei. Că diagonalele într-un paralelogram se înjumătățesc, da? Și atunci, cum aveam A, E, C, așa și scriem, domn profesor, o ieșit, A, E, C, pălmii aia. Rezultă din asta. Că... Hai, Andrei, zi. Hai, Andrei, zi. Zi-o, Adi. Rezultă. D, A, P, C, paralelogram. Da, rezultă că D, A, A, C, A, A. Da, e așa. Stai să vedem ce rezultă. Zi, Aduțu. Deci, A... Hai zi, rezultă că D, P, C, A, C sunt diagonale și atunci D, E, P sunt coordonate. Cum avem A, E, C, A, E, C, aveam nici problemă, da. Că eu e la mijlocul lui A, C, nu dat în potență. Avem diagonale A, C congruente cu D, P, adică D, E, P e pe aceeași linie și atunci D, E, P sunt coordonate. Deci pentru că e paralelogram și pentru că avem o colinearitate. Și pentru că avem și diagonale. Și intersecția diagonală. Așa, în punctul E. D, P. Ziceți, mă, intersectează pe cine? Pe A, C. În punctul E. Rezultă P, E, D. P, E și D. Unde-i, domn profesor, să vedem dacă am... Mănâncă, bine. Deci, aveam un paralelogram, aveam o colinearitate, da? Și intersecția diagonalelor a fost punctul E, rezultă că și celelalte n-are ce face și... Acum facem și pentru paralelogramul celălalt. Analog vă fac, da? Sau vrei să demonstrezi, Andrei? Analog. Nu știu dacă Andrei cu faceți, poate n-am înțeles. Vă citește acasă, da? Analog. Demonstrezi singur acasă, da? Analog și pentru paralelogramul care am zis. D, C, P, V. Deci demonstrezi singur. O să rezulte, gata, Adi. P, F, C. A lipsit, o să se mobilizezi, da? Și am demonstrat un joa. Acum să arătăm că AB este de 8 ori mână. Cum arătăm asta, copii? Hai să te văd, Adi, acum. Uite, vreau să vorbească Adi. Hai, Adi. Te ajut. Hai, nu. F, ce este? Linii mijlocii intră pe... În ce linii mijlocii intră? În D, A, B, C. În care? Cum să fie F din mijlocie în D-A, bă, că... În A... În D-A... Trasăm o paralelă
Mai trasez o paralelă? Da. Hai să o luăm așa, copii, haideți. Deci mână asta este linii mijlocii în triunghi. În triunghi... F e prim. F e prim. Deci în triunghi așa scriem, pentru cum tu vezi, da? În triunghi. E prim. E, F. Mână. Linii mijlocii, da? Atunci rezultă că mână cât este? Jumătate din F. F pe 2. F. Adică 2 mână egal cu F. Echivalent cu adicii că e 2 ori mână egal cu F. Hai, Adi, te-ai trezit acum. Zi, puiule, tu. Înmulțim iar cu 2, că și o să obține 4 mână. Înmulțim egalitatea asta cu 2 și o să avem așa 4 mână. 4 mână egal cu 2? 2 e F. E F. Da. Și mai mulțim o dată cu 2 ca să ne dea 8 mână. Yeah. Da, da. Nu-i chiar așa, măi copii. Hai, ca ce înseamnă 2 e F? 2 e F, AP. 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 2? Dar e F? Cu ce este e F? Linii mijlocii. Unde? În ce? Între un E, B, F. F e AP pe 2. În care... Stai puțin că nu înțeleg. E, F este linii mijlocii în care? În trapez. În trapez? Între un E, B, F. În după C. În după că, ea este linii mijlocii, dar domnul profesor a zis să o luăm în... Nu zi triunghiul mic. Ce? Nu zi triunghiul E, P, F. E, P, F. Bun, hai să o luăm, hai să o luăm cum am văzut-o noi. În după că, E, F, e linii mijlocii și jumătate din D, C. Dar D, C, cu cine este? Cu A, P, cu A, P. Deci putem să spunem că E, F. Egal cu A, P. Egal cu A, P pe 2. Adică de două ori F egal cu AP. Corect? Da. Și acum înmulțim cu 2. Da, asta vrea să zic. Și avem 8 mână egal cu... Egal cu de două ori AP. Da, AP egal cu AP. Dar AP, noi știm din ipoteză, că este congruent, nu țipa Adi, te rog frumos, cu PV. Care împreună... Fac AB. AB. Asta înseamnă? 8 mm egal cu AB. Rezultă că de 8 mână da. Este egal cu AB. Bravo, Adi. Ai da, foarte bravo, bine. Adi. Aha, asta a reținut-o. Bravo. A reținut-o, adică nu știu. Ești 28. Ești 28. Da? Da. O închis și caietul? Sinteza. 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 Facem și sinteza, domnul profesor. Și acum. Facem noi, tace din gură, că dată să mănânc. E din gură. Ai știu că am vrut. Adică, cine vorbește? Ce-am făcut astăzi, copii? Paralelogram, linie mijlocie. Sinteza. Nu m-a să luați foarte mult. Paralelogram, pătrat. Pătrat, linie mijlocie. Romb, linie mijlocie. Ce-am mai făcut copii? Triunghi. Paralelogram am scris, pătrat am scris, linie mijlocie am scris. Ce-am mai făcut? Triunghi am făcut? Am dat în mine cu linie mijlocie. Triunghi echilateral. Triunghi echilateral, așa a fost. Triunghi m-a răcut ce-am mai făcut copii? Paralelism, colinearitate. Colinearitate. Să dărazi și era. Simplu. Bine. Am aflat la fel. Probleme, da? Probleme. Înainte de a... Ia ascultați un pic. Vreau să comentariți o dată, că nu știu pentru câte oră să vă spun. Numai pentru un antrenament continuu susținut zi de zi, pentru o muncă susținută, reușiți să intrați cât de cât, să pătrundeți, da, să pătrundeți la un anumit nivel. Pentru că altfel se întâmplă, cum mi s-a întâmplat la Andrei, te faci Andrei de nu te mai recunoaște. Practic, nici nu știi că există obiectul geometriei. Nici nu știi. Vreau să văd și la algebră, și dacă și la algebră ești la nivelul acela, lucrurile sunt foarte complicate. De unde concluzia? Dacă nu se lucrează, matematica înseamnă antrenament. Zilnic. Exact cum un sportiv. Pentru... Și voi ați văzut pe stânga, pe la colegii voștri care fac sport, sau dacă nu,
Tu faci sport, da? Fac sport. Deci dacă nu se face zi de zi, ai intrat pe o zi, după două zile te face efortul dublu. Da? Dublu ca să poți să ții trei mână. Altfel nu faci nimic. Așa și la matematică. E antrenament, e un exercițiu al minții, foarte frumos, interesant, dar se face asta cu trudă, cu muncă, cu efort. Și haideți să stabilim așa niște chestii, să facem ipoteza. Deci nu se poate să te apuci de problemă, nu? Minunat. Să te apuci de problemă fără să zici, o fac și nu te uiți spre ipoteză. Exact. Unul stă tot timpul pe ipoteză și altul pe concluzii și zice, cum pot eu să le adun să se întâlnească cele două? Pentru că mie mi se pare că ne-ați învățat un lucru extraordinar, mare. Deci nu vă dă autorul nimic degeaba. Nimic, absolut. Dacă cumva ai făcut o problemă și n-ai folosit toată ipoteza și ți-a rămas o singură chestiune valoasă, nefolosită, înseamnă că e greșitor. Corect. Este un lucru foarte clar de aici. Hai, faceți finalul, da? Hai, noi doi. Nu uita de like și share. Bravo, Tudor. Să dea like și share, că așa ne poate ajuta. Dar cum vrei, zi. Că n-am închis. Zi! La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe Profanai și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share! Așa, mă simt. Share și like. La revedere. Mai